pentru citirea Scripturii, vă chem respectuos să stăm în picioare. Vom deschide la pilda deja anunțată, pilda pe care cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră o știți pe de rost. Citim din Evanghelia după Luca, vom deschide aici, în capitolul 15, începând cu versetul 11. Evanghelia după Luca, în capitolul 15, începând cu versetul 11. Și acum spuneam, de câteva ori de când am predicat în textul acesta, iată una dintre capodopere literaturii, iată un text spus de Fiul lui Dumnezeu, un text sacru, cuvântul din care ne rugăm în această seară. Domnul să ne vorbească fiecăruia. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață de destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult a fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au berșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns. Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său. Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Atunci când Sfânta Scriptură descrie relația pe care fiecare dintre noi care crede în Domnul Hristos este chemată să o aibă cu Sfânta Trăime, cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul, cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Scriptura folosește un cuvânt, un cuvânt foarte obișnuit, un cuvânt pe care îl folosim și noi de foarte multe ori, aș îndrăzni eu să zic, pe zi. Și cuvântul este acesta, apropiere. Apropiere. Sfânta Scriptură ne cheamă, ne îndeamnă, Descrie până la urmă relația dintre cel răscumpărat și răscumpărătorul lui ca fiind o relație apropiată. Domnul ne vrea aproape. Domnul ne vrea aproape. Relația cu el nu trebuie să fie una distantă, rece, nici una de circunstanță, de minim contact atunci când avem nevoie de una sau de alta și trebuie să fie o relație caldă, apropiată, intimă, de o profundă părtășie. Veți găsi această chemare a Scripturii aproape la toți scriitorii Noului Testament. Îngăduiți-mă să trec doar prin câteva versete la câțiva dintre autorii Noului Testament pentru a sublinia faptul că această chemare de a avea o relație apropiată cu Domnul este generală. O veți găsi la toți. Apostolul Petru spune în 1 Petru, capitolul 2, versetul 4, apropiați-vă de el piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Iacov spune și el în Iacov 4,8 Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Autorul epistolei către evrei, evrei 4,16 spune Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim Har ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Iar Apostolul Pavel, în mai multe versete, am ales doar unul, versetul 13 din capitolul 2 al Epistolei către Efeseni, Efeseni 2, cu 13, zice Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioare erați depărtați, ați fost, cum scrie, apropiați prin sângele Lui Hristos. s remarcat fiecare dintre autori, fie ne îndeamnă, fie ne cheamă, fie descrie relația pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu ca fiind o relație apropiată. Cu siguranță că vi s-a întâmplat și dumneavoastră, mi s-a întâmplat și mie să citesc adeseori cu gelozie ceea ce spunea psalmistul, psalmistul în psalmul 73, versetul 28. Cât pentru mine, zicea el, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Dacă ar fi, zicea salmistul cu alte cuvinte, să descriu ceea ce îmi doresc cel mai tare, care este năzuința cea mai profundă a inimii mele, aceea este apropierea de Dumnezeu. Vreau să fiu aproape de Domnul. Și pentru că asta este chemarea Evangheliei, îngăduiți-mi această întrebare personală la care nu aștept un răspuns, ci o întrebare la care fiecare dintre noi poate răspunde în inima lui. Înțelegem că asta e chemarea Evangheliei. Mai înțelegem încă un lucru. Că Dumnezeu a făcut tot ceea ce era necesar pentru a deschide ușa, pentru a se apropia de noi. Evanghelistul Ioan își începe Evanghelia cu un verset extraordinar de frumos, Ioan 1 cu 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Adică. Și expresia de acolo, am mai spus-o eu aici, este acortuit. Într-o zi Dumnezeu și-a luat cortul, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul întrupat și-a luat cortul și l-a pus pe strada mea. S-a apropiat. Acum, există toate premizele ca și eu să mă apropii de Dumnezeu. Ca fiecare dintre noi să se apropie de Dumnezeu. Și pentru că există premizele și pentru că Domnul a făcut totul, îngăduiți-mi această întrebare foarte personală cât de aproape vă considerați de Domnul. Dacă ar fi să descrieți relația pe care o aveți cu El, relație personală, că noi așa o propovăduim, ați considera, ați folosi acest cuvânt aproape, aproape, simțim, credem, care este mai mult decât simțim, Știm care este mai mult decât credem că avem o relație intimă, apropiată, caldă, de frumoasă părtășie cu Dumnezeu? Haideți să facem o întrebare mai matematică. Pe o scară de la 5 la 10, 5 însemnând foarte puțin, departe, și 10 însemnând aproape, unde v-ați poziționa? Ce notă v-ați da? Nu trebuie să o spuneți nimănui dar este o notă pe care o puteți pune în inima dumneavoastră. Nu contest faptul că în seara asta, la închinare, împreună cu noi, sunt oameni care trec, frați și surori, care trec pentru un moment extraordinar de frumos și de înălțător al vieților spirituale și și-ar da un Slăvit să fie Domnul pentru ei. Și ei să slăvească pe Domnul pentru că a făcut posibilă o așa de mare apropiere. Dar îngăduiți-mi să vorbesc în dreptul meu și poate în dreptul unora de aici. Nu e așa că zece n-am îndrăznit să ne dăm? Poate nici nouă. Să coborăm la opt? După privirea unora dintre dumneavoastră, îmi transmiteți un pic cam mult și opt. Să coborâm mai jos? De ce? De ce? De ce ni se întâmplă asta? De ce alegem Deși Dumnezeu a deschis ușa, deschis, deși Dumnezeu a cortuit, s-a apropiat de fiecare dintre noi, deși înțelegem chemarea, auzim în inima noastră, Duhul ne transmite în mod constant această dorință a Lui Dumnezeu să ne apropiem, adeseori ne împiedicăm, avem ezitări, avem momente în care urmăm pe Domnul, dar mai de departe. Și undeva în adâncul inimii noastre ne spunem, uite un lucru pe care trebuie neapărat să-l rezolv. Între toate lucrurile pe care trebuie să le rezolvăm, mi-aș dori, ne spune mai ales atunci când viața devine mai tumultoasă, mai dificilă, mi-aș dori să mă apropii mai mult de Domnul. De ce nu facem? Ce ne împiedică? Pilda pe care am citit-o răspunde și la această întrebare. Pentru o mulțime de alte întrebări. Suntem în capitolul 15 din Luca pe teritoriul pildelor risipirii sau pe teritoriul pildelor pierderii. Există aici un trinom, o, o legătură de trei pilde, fiecare dintre ele descriind o formă de rătăcire. Se începe u cu ușor, cu o rătăcire, am putea spune, aproape naturală, normală. S-a întâmplat fiecărui cioban care are oi. Începe cu un păstor care a avut niște oi și a pierdut una dintre ele. Oia s-a pierdut, s-a îndepărtat de păstor. Ceea ce a condus-o departe de turmă, ceea ce a condus-o departe de păstorul ei, a fost apetitul pe care l-a avut cât un de iarbă aici, colo, a dus-o departe, s-a trezit târziu când cobora noaptea. Era prea departe. Apoi, domnul continuă pildele acestea de risipirii cu o gospodină, care avea un bănuț, plata pentru o zi de muncă și l-a pierdut prin casă. E atât de afectată de pierderea aceasta, de îndepărtarea bănuțului de ea. Remarcați frumusețea pildei. Bănuțul nu trebuia să fie prea departe fizic pentru a fi departe de stăpână. N-ați pierdut niciodată ceva? Mie mi s-a mai întâmplat să-mi pierd și ochelarii. Prin casă. I-am căutat cu disperare. Erau în fața ochilor mei, de multe ori. Erau departe de mine, dar nu fizic, și totuși departe. Că pot să fie în același loc. Vom vedea în seara aceasta situația fiului celui mare în același loc cu tata. Și totuși să fie nu aproape. Nu aproape. Departe. Și continuă pilda. Fiecare dintre cei care pierd, atât păstorul, cât și gospodina, sunt atât de afectați de pierderea lor încât sunt gata să facă orice, pentru a ajunge să aibă din nou ceea ce au avut. Lasă cele 99 de oi și se duce după cea care s-a rătăcit derete că toată casa pentru a găsi bănuțul. Și climaxul, tensiunea crește în momentul în care Domnul începe să spună un om avea doi fi și a pierdut pe amândoi. Pe amândoi. De ce s-au îndepărtat fiii? Iată întrebarea pe care trebuie să o punem textului acestuia, iată întrebarea la care trebuie să răspundem, iată întrebarea pe care ne vom pune în această seară fiecare dintre noi uitându-se în oglindă, ducându-și inima la control. De ce ne îndepărtăm? De ce ne îndepărtăm? De ce alege cineva să se ridice de la masa bunătăților lui Dumnezeu? De la masa unde există, folosesc expresia din pildă, berșuc de pâine. Și să plece într-o țară îndepărtată, în care va ajunge nu să ducă lipsă de pâine, să devină rob și să ducă lipsă de orice. De ce? De ce alege cineva, rând exemplu, fiului celui mare, care, deși a rămas acolo, uită că este fiul. Uită că se bucură de toate privilegiile de fiu și devine rob. Lasă ca inima lui să fie cuprinsă de furie, de ură, de resentimente. De ce ne îndepărtăm? De ce ne îndepărtăm? Deși cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, deși auzim în urechi și în inimă ne tânjește dorul după El, de ce ne îndepărtăm? De, de ce trăim adeseori sau uneori calvarul unei inimi pribegi? De ce? și o lung la rând cu pilda, cu fiecare dintre fii. Încercând să găsim simptomele, ce a pățit, ce și-a spus de a ajuns să se îndepărteze. Fiul cel mic, primul. De ce ne îndepărtăm? Pentru că, unul, exemplul lui, suntem atrași de lume. Suntem atrași de lume. Sau, așa cum spunea Apostolul Pavel Galatenilor, întreabă Apostolul Pavel într-una dintre cele mai dure epistole ale Noului Testament, îi întreabă pe Galateni, cine va a fermecat? Ne fermecă ceva. Ne cuprinde inima ceva. Încetul cu încetul ceva ne cuprinde inima, ne împresoară, ne învăluie, ne atrage privirile, ne începe să ne strige, să ne cheme. Priviți-mi pildă, incredibil de frumos ticluită, A început ușor îndepărtarea, pentru că de cele mai multe ori începe ușor. A început ușor îndepărtarea. La început a fost doar o mică voce care l-a făcut să ridice privirea și să se ducă să bată la tata la ușă și să zică, tată, nu știu cum să zic asta, dar trebuie să-ți zic, nu mai am timp ca tu să mori. Dăm parte de avere. Așa a început, ușor, și după aia a continuat, a devenit dorul ăla, ceea ce i-a fermecat inima lui, a devenit mai insistent, l-a făcut să privească dincolo de gard, l-a făcut să -l lasă pe tata să împartă avere. Să facă toate actele necesare. Și apoi, ceea ce l-a fermecat, care la început doar l-a făcut să ridice privirea, care după aceea l-a făcut doar să se uite peste gard. L-a obligat într-un final să plece. A devenit irezistibil pentru el. A stâns totul și a plecat. De ce zic farmec? De ce zic minciună în Priviți în viața fiului celui mic cum începe totul. Ce mari promisiuni. Te vei simți extraordinar. Viața ta va cunoaște într-un final împlinirea. În Vei ști libertatea, te vei distra, te vei simți bine, nu vei mai da socoteală nimănui. Întotdeauna, diavolul, când vrea să-ți vândă ceva, întotdeauna îmi pachetează în cele mai frumoase hârtii pe care le găsești. Când despachetezi, însă, dai la o parte tot ambalajul ăla frumos, Africa în interior, nu este decât putreziciune, moarte totul, totul se termină. I-a promis petreceri și a ajuns la roșcove. A ajuns să-și dorească roșcovele. Promite totul și oferă coșmarul. Iată marea înșelătorie. Începem să ne îndepărtăm de Domnul atunci când inima, gândurile, dorințele, planurile și în final acțiunile noastre sunt prinse în acest carusel al celei mai vechi înșelătorii din lume. Înșelătoria păcatului. Promite bucurie, oferă doar petrecere. Promite fericire, oferă doar tristețe. Promite satisfacții și oferă doar jaf. Atunci, când până la noi ajunge acest glas al înșelătoriei, începem să facem pași în lături. Domnul e în continuare acolo. Masa bunătăților sale este în continuare întinsă pentru noi, dar încetul cu încetul în inima noastră bate un alt glas se aude cânte cu unei alte sirene. Să nu-mi spuneți că doar tinerii laud. Vă rog să nu-mi spuneți asta. Pentru că în ultima vreme, în societatea creștină de peste tot, vârsta n-a mai contat. Experiența de viață n-a mai contat. Anii petrecuți în creștinism n-au mai, mai contat. Sirenele păcatului pot fi auzite de oricine, oricând până când vom ajunge în mormânt. De ce ne îndepărtăm? Pentru că ceva începe să ne farmece inima. Inima. Există simptome? Există simptome pe care le putem vedea? Ceva care să ne tragă un semnal de alarmă? Există ceva care să apese în viața noastră un buton de panică să ne, să ne spună nu te du în direcția aceea pentru că este greșită? Vezi că încetul cu încetul inima ta este atrasă de parte de tata? Da, există. Uitați-vă în viața fiului ăstuia. Primul simptom în viața celui care, a cărui inimă începe să fie fermecată de o minciună este că nu mai aude, devine surd la glasul iubirii lui Dumnezeu. Devine surd, nu mai aude, nu mai simte, nu mai palpită când îi spui, știi că Domnul te iubește, nu? Știi că Domnul are pregătit pentru tine un viitor și un odejde. Începe să nu-L mai intereseze asta. E atât de fascinat de ceea ce se aude în urechea Lui, e atât de prins de mreaja pe care diavolul a aruncat-o peste inima Lui, încât iubirea Tatălui nu mai contează. Nu mai simte. Este dezinteresat de ea. Uitați-vă la fiul acesta când... Mi-închipui că așa a fost când s-a dus la tata acasă, la tata în birou și a zis vreau să-mi dai partea de avere. Mi-închipui că tata s-a uitat în ochii lui, încercând să vadă dacă mai are vreo scânteie, dacă îl mai iubește, să-mi priceapă ce i s-a întâmplat. Dar ochii erau sticloși, nu mai transmiteau nimic. Zice că i-a împărțit averea. Ia, atunci averea nu era în conturi bancare. Averea nu o țineai în bani. Averea o țineai în animale, averea o țineai în pământuri. Și am împărțit averea, așa zice textul. Ia 500 de oi, ia 20 de cămile, ia 10 boi și terenul de pe deal și via de dincolo este a ta. Știți ce zice Biblia că a făcut? Că a plecat într-o țară îndepărtată. Spuneți-mi, cum poți pleca într-o țară îndepărtată cu via? cu 20 de cămile, cu 10 boi. Păi nu poți. Dar ce faci? Le vinzi. Cum vinzi atunci când vrei să vinzi repede? Cum? Ieftin. Ieftin. Sub prețul pieței. Vă închipuiți? Tragedia tatălui ăstuia. încerca să fiți pentru un moment în locul lui. Când fiul v-a cerut, și vedeți că ceea ce a fost obținut de dumneavoastră cu trudă, cu efort, rupând de aici și de acolo pentru a cumpăra și terenul ăla, este vândut la preț de nimic. Putea atunci să se oprească. Să zică, tată, văd că te doare. Îmi pare rău. Nu mai plec nicăieri. Rămân acasă. Dar nu i-a pasat. Nu i-a păsat. Era atât de fascinat, era atât de prins de acea mreajă a păcatului, încât iubirea tatălui n-a mai contat. Nu s-a mai uitat la ea, nu n-a mai văzut-o, n-a mai prețuit-o. Târziu, când nu va mai avea nimic, va înțelege ce avea acasă. Târziu, când își va dori roșcovele porcilor, va înțelege ce berșuc de pâine nu era pe masa tatălui, era pe masa slujitorilor, a sclavilor Tatălui său. Târziu, când toată viața lui va căpăta un nonsens, va fi jefuită în fel și chip călcată în picioare, va înțelege ce avea acasă. Liniștea, bogăția, primirea, împlinirea, masa îmberșugată, toate astea. Le va înțelege târziu. Va înțelege târziu cât de tare l-a durut pe tata. Știți că când va pleca spre casă, și va spune în minte, o să-i spună tata, am păcătuit împotriva ta, te rog să mă ierți. Atunci realizează că toate lucrurile pe care le-a făcut el l-au călcat în picioare pe tata. Dar e târziu. Puteau să realizeze înainte. Însă când face pașii îndepărtării, iubirea tatălui nu contează nu contează. Și îngăduiți-mi să fac aici o aplicație practică. Mai celebrăm noi bunătatea lui Dumnezeu? Ne mai încântă pe noi, ne mai fascinează pe noi dragostea Lui? Mai simțim cât de mare este prețul plătit? Știți unde se vede cel mai bine cât de mult prețuim iubirea Tatălui? În închinare. În închinare. Când avem o pasiune debordantă pentru a ne închina. Când venim cu o poftă, cu o dorință de a sta înaintea Domnului, de a ne ruga, de a cânta, de a ne bucura împreună cu familia lui Dumnezeu pentru tot ce este Dumnezeu, atunci iubirea Tatălui încă este activă în noi. Este superb Habacuc când zice Habacuc 3 cu 17 căci Chiar dacă zmochinul nu va înflori, vița nu va mai da niciun rod, rodul măzlinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu și atunci voi cânta bunătatea ta, voi slăvi minunile tale. E activă în noi iubirea Tatălui când ne trezim dimineața și spunem, mărețe ești, Doamne! Mare este bunătatea ta! Eu o cântare care mie îmi place foarte mult și zice tocmai asta, voi cânta bunătatea ta, voi slăvi minunile tale, voi lăuda credincioșia ta din neam în neam. E activă dragostea Tatălui. O simțim palpită în noi. Dar când suntem ofturoși, dezinteresați, alegem, tăiem de pe liste, credeți-mă, vă rog, o spun cu toată responsabilitatea, slujesc bisericii acestea de peste 20 de ani. Problema nu e altora. E a nostru. A nostru. A celui nemulțumit. Iubirea tatălui nu mai palpită așa de tare în el. Începul, încetul cu încetul să audă altceva. Altceva. Există simptome ale îndepărtării a fiul cel mic, da. Unu. Este orb la dragostea tatălui. Doi. Caută dar nu acolo unde se poate găsi. Caută în locuri în care nu se găsește. Există viața lui, ca în viața fiecărui tânăr, ca în viața fiecărui om, niște nevoi, niște dorințe, niște năzuințe, niște așteptări și nu toate sunt rele. Toți avem așteptarea să fim primiți bine, așteptarea să fim prețuiți, așteptarea, dorința să supraviețuim. Nu existența lor este problematică. Și adeseori în viața noastră este problematic felul în care ajungem să le împlinim. Ajungem să le împlinim. Și în viața tânărului acestuia au existat niște nevoi, niște dorințe. Problematic a fost locul în care a căutat împlinirea lor. A avut nevoia să se simtă bine, neîncorsetat, neurmărit. Înțelegem lucrul ăsta și din faptul că în momentul în care și-a primit, a vândut și a avut banii aceia, nu i-a investit în ceva. Și s-a dus să se simtă bine, să petreacă, să renunțe la orice regulă, orice constrângere. A crezut că viața desfrânată îl va împlini, dar îl sărăcea cu fiecare secundă pe care o petrecea acolo. De ce? De ce? Mulți dintre noi avem experiența asta, știm că asta a fost drumul. De ce? Pentru că ai căutat, am căutat acolo unde nu se găsește. Este mare abilitatea diavolului să te pune să cauți prin pleavă, promițându-ți că, promițându că vei găsi pâine. Nu găsești niciodată. Și poți petrece în căutarea aceea ani la rândul. A avut și el nevoia de a se simți primit, acceptat, îngăduit de oameni. Înțelegem, pricepem pildă, nu ne spune asta, dar pricepem că atunci când ai bani și petreci, repede se adună prietenii. Întotdeauna există oameni care se pot conecta foarte ușor cu buzunarul tău câtă vreme el este plin. Și dispar repede când s-a golit. A crezut că oamenii aceia îi vor da dragostea, prețuirea de care avea nevoie. Prietenii! A căutat însă acolo unde nu se găsea. Nu se găsea. A avut apoi târziu când a venit foamea, nevoia să supraviețuiască. În joc era viața lui, nu mai era bunăstarea, nu mai era petrecerea, era viața lui. Și aici Domnul devine dramatic. Folosește o expresie încărcată de semnificație. Zice că s-a dus și s-a lipit. S-a lipit. Știți de cine s-a lipit? De abuzatorul lui numărul 1. De cel care l-a abuzat cel mai tare și care l-a trimis să-i păzească ironia, jaful pe care face diavolul în viața unui om. Pe el evreu l-a trimis să păzească porci. Porci. A crezut că va găsi acolo supraviețuirea, dar s-a lipit de un abuzator. Iată finalul căutărilor celui care caută acolo unde nu se găsește. Iată un simptom al omului care se îndepărtează de Dumnezeu. Iertați-mi imaginea asta, poate fi dură. Începe să caute prin gunoi. Un gunoi la o parte, alt gunoi, sperând că vei găsi într-o zi nestematul. Crede-mă. În grămada aceea de gunoi în care cauți și în care diavolul a pus și pe alții să caute, nu se va găsi niciodată un nestemat. Îți vei cheltui timpul, tinerețea, energia acolo. Câte vreme îmi găsesc o dihnă în brațele lui Dumnezeu, voi căuta întotdeauna călăuzit fiind de Duhul lui Dumnezeu, acolo unde de fiecare dată se găsește. Câtă vreme îmi găsesc o dihnă în apropierea de Dumnezeu, câtă vreme inima mea tânjește după El, îl caută pe El, toate celelalte lucruri ale vieții noastre sunt puse în ordine. Familia ne este în ordine, iubirile ne sunt în ordine, posesiunile ne sunt în ordine, copiii, munca, biserica, prietenii, toate sunt în ordine. Câtă vreme, inima noastră e lipită de Domnul. Dezlipiți inima de Domnul. Și toate domeniile, așa cum mai spuneam aici, vor cunoaște dezordine. Dați un an, doi, cinci. Faceți pași în lături, sau să facă cineva pași în lături din fața lui Dumnezeu. Și încetul cu încetul, fiecare pas, fiecare centimetru, departe de fața lui Dumnezeu, vor aduce dezordine în toate domeniile vieții noastre. Rând pe rând se vor prăbuși, rând pe rând ne vor cere tribut în lacrimi, rând pe rând ne vor durea, rând pe rând ne vor lăsa. Pentru că spunea salmistul, când îți întorci, privirile spre el te luminezi de bucurie. Vrem să avem lucrurile în ordine? Trebuie să ne apropiem de Domnul. Vrem să iubim cum trebuie în familie? Trebuie să-L iubim pe Domnul. Vreți să punem în ordine posesiunile noastre, să nu ne mai domină ele? Să nu mai alergăm de dimineața de vreme până seara târziu și să ne mâncăm pâinea cu lacrimi? Trebuie să stăm aproape de Domnul. Promite Domnul bogăție? Nu dar știi că în brațul lui tot ce va fi necesar vei primi. Punem lucrurile în ordine câte vreme stăm aproape de el. De ce se îndepărtează oamenii? Unul, fiul cel mic, pentru că le face cu ochiul lumea, cu minciunile ei, cu farmecele ei. Care sunt simptomele? Încep să-l iubesc mai puțin, nu mai am timp de el, nu mai am timp de rugăciune, nu mai am timp de cuvânt, nu mai am timp de aprofundare, nu mai plec cu versete în minte la lucru, nu mai plec cu cântări în minte, nu mai am timp. Altceva cântă în inima mea. Și încep să caut pentru că altceva cântă în inima mea. Încep să caut printre lucrurile lumii, crezând că voi găsi vreodată vreo valoare. Și n-ajung decât nu se ajunge decât acolo unde a ajuns fiul ăsta. 2. De ce ne îndepărtăm de Domnul? Fiul cel mare, pentru că trăim, începem să trăim doar pentru noi înșine. Doar pentru noi înșine. Spunea tot Apostolul Pavel Filipeni, 1 cu 12, 1 cu 21, zice el așa. A trăi pentru mine este. Că și pentru mine a trăi este. Hristos, zice Apostolul Pavel. Dacă l-ați întrebat pe Fiul cel Mare, pentru mine a trăi este mine. Eu contez. În toată economia vieții mele, cel care stă pe tron, cel care controlează, cel care merită, sunt eu. Pentru mine a trăi sunt eu. Dacă la fratele cel mic risipirea este evidentă, duritatea vieții este la fel de evidentă, evoluția inimii și căderile lui sunt clare pentru toată lumea, ca lumina zilei. La ăsta din urmă, la fiul cel mare, evoluția inimii nu este la iveală decât târziu, foarte târziu. Căderea este tăcută, neevidentă, dar copleșitoare și el este singurul fiu. Dureros în pildă. În dreptul căruia recuperarea rămâne sub semnul întrebării. Nu știm ce va face. dacă se încheie fără să ne dea răspuns. Ce a făcut? A ascultat într-un final de glasul tatălui și a intrat la bucurie? Sau a considerat că toți ceilalți au greșit atât de tare încât de data asta își va lua el partea de avere și va pleca. Pleca departe de tata. Sunt și în viața lui niște simptome care să arate că se îndepărtează de tata? Da. da. Primul care dispare. În viața unui om care începe să se prăbușească, care trăiește în continuare acasă, dar în inima lui, lucrurile se prăbușesc. Primul simptom este că dispare bucuria, împlinirea, odihna în Hristos. Totul este făcut cu încrâncenare. Remarcați cum zice El: Am slujit ca un rob, totul este făcut fără plăcere, făcut din răspări, făcut cu gânduri în altă parte. Ce tranziție a suferit. Tăcută. Era fiu. Pusese tata la masă. Beneficia de averea tatălui. Avea acces la resursele tatălui. Și în inima lui, încetul cu încetul, a început să se creadă un soi de rob. Nu făcuse nimeni rob. Dar inima lui, vocea străină care a început să-i șoptească în ureche, i-a spus că nu contează. Că este doar un rob. Dispare bucuria, iată simptomul, dispare împlinirea. Când iese tata afară la el, el începe să vorbească într-un mod extraordinar de dur și de lipsit de respect cu tata. Îi zice trei lucruri. Zice, unu, iată, iată. Vreți să spun adevărul? Mai există expresia noastră printre noi. Lasă că ți-o zic eu acum. Dacă vreți să știi cum stau lucrurile, iată ce o zic eu acum. Iată acel iată transmite, iată că zic, iată adevărul pe care eu îl cred, iată felul în care eu percep lucrurile, iată. Doi, eu slujesc ca un rob, deși era fiu, moștenitor, lucra inclusiv pentru sine, s-a petrecut ceva în inima lui care i-a mâncat toată bucuria și a lăsat robia și zice, atâția ani, atâția ani. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți într-un context în care să nu vă placă că sunteți și să trebuiască să stați acolo o perioadă de timp, să zicem la urgențe la spital, pe holuri, înainte să te primească. Tot alții sunt importanți înaintea ta. Doamne, ce greu trece timpul. Te uiți la ceas fără cinci. Tu ai sentimentul că te uiți peste o oră, fără trei. Atâția ani este expresia omului căruia nu i-a mai plăcut de tata. A pierdut totul. A pierdut toată bucuria pe care o avea. Biți frați și surori, Domnul ne cheamă la masa bunătăților sale. Domnul ne-a umplut de bunătățuri viața. Domnul ne-a condus viața cu mâna sa tare. Domnul ne-a purtat pe brațe și vrea să ne mai poarte. Domnul ne conduce în carul său de biruință. Ne-a făcut copiii săi și nu este rușine să se numească Tatăl nostru. Iubiți, frați și surori, unde-i bucuria? Unde-i bucuria? Bucuria că suntem răscumpărații lui, bucuria că suntem ai lui pentru totdeauna, ai lui, bucuria că ne-a săpat în palmele sale bucuria, că ne conduce, că, ne, că suntem în atenția lui, că este pe urmele noastre ca să ne facă binele bucuria. Dacă. Nu plecăm cu nimic în seara asta de la biserică din mesajul meu. Măcar cu bucurie asta să plecăm. Că suntem mai Domnului. Și că Domnul este al nostru. Lipsa bucuriei e un simptom. Ne arată că s-ar putea să mergem pe drumul pe care mergea fiul cel mare. Nu mai avea bucurie deloc. Nu mai simțea pasiune deloc. Nu mai să nu-l chem la slujire. Are o mulțime de motive pentru care nu. Nu e el robul nimănui. Dar cine a zis că ești rob? Ești fiu răscumpărat, plătit cu sânge. A doilea simptom apare de sentimentul. Și aici lucrurile devin grele. Dacă l-ați întreba cine e vinovat pentru starea ta, ar arăta cu degetul în jurul lui la toți. Pentru că sentimentul lui este că toți sunt vinovați. Toți. Singurul vinovat însă era doar el. Remarcați cum vorbește cu tata despre fratele său mai mare. Nu-l interesează dacă s-a reabilitat, nu-l interesează dacă fratele lui mai are o șansă, nu-l interesează nimic despre fratele său. Dacă se poate, dacă ar avea putere, dacă tata n-ar mai trăi, primul lucru pe care l-ar face, s-ar duce în camera aia în care petrec, l-ar lua peste de guler și l-ar da afară. Ce caută pe moșia lui? El e vinovat pentru situația asta. Nu știe să ierte. Nu știe să iubească. Nu știe să se supună Tatălui. Dar discursul lui continuă. Dacă l-ați întrebat din nou cine e vinovat, vă ar zice, de vină este tata. Tata. Tata este cel care a tăiat vițelul cel îngreșat, tata este cel care l-a primit, tata este cel care i-a dat inel, tata este cel care i-a pus sandale în picioare, tata. Tata este de vină. L-au cuprins resentimentele. Pe măsură ce înaintăm în viață și în vârstă și -au, ni s-au întâmplat tot soiul de lucruri și oamenii au fost de multe ori nedrepți cu noi, ne apare în viață resentimentul, cinismul. Vine înaintea dumneavoastră să vă rog în numele Domnului Hristos să iertați pe toți cei care trebuie să iertați. Hai să o zic altfel, să iertăm pe toți cei care trebuie să iertăm și Domnul să ne ajute. Pentru că e vorba despre inima noastră, despre apropierea noastră de El. Resentimentul, ura, neiertarea se constituie într-un zid între noi și Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să iertăm. Doamne, ajută-ne să nu ne mai gândim la lucrurile acelea, să le lăsăm în brațele tale, în mâinile tale. Noi suntem copii lui Dumnezeu. Trebuie să ne scuturăm și să mergem înainte spre El. Câte lucruri nu se pot întâmpla în viața unui om? Câte poveri nu poate duce un om? Dar vine înaintea noastră în această seară să vă spun. Nu vreau să închei predicant în tonul ăsta. Da, oamenii se îndepărtează. Au atâtea motive pentru care o fac. Fiul cel mic se îndepărta pentru că era orb la dragostea tatălui. Se îndepărta pentru că începea să caute acolo unde nu găsea. Fiul cel mic se îndepărta pentru că auzea în ureche glasul lumii. Doamne, ajută-ne să rămânem fascinați de iubirea Ta. Fiul cel mare se îndepărta pentru că încetul cu încetul totul se transformase în despre el. Toată munca era despre el își dorea lucruri pe care nu și le-a permis, deși nimeni nu i-a zis că nu-și permite treaba aia, era totul despre el. Doamne, ajută-ne să zicem cum zice Apostolul Pavel, că ce a trăi pentru mine, a trăi este, ziceți noastră mai tare, a trăi este Hristos. Doamne, ajută-ne. Închei spunându-vă doar două lucruri despre Tata. Unu, că ne așteaptă. Și doi, că știe să ne primească. Că ne așteaptă acasă. Nu știu care este gradul. Uitându-mă în această oglindă a cuvântului în această seară, putem să vedem cam pe unde suntem, ce simptome am început să trăim. Nu știu pe unde suntem. Cei care știe nota pe care și-a dat-o el. Dar vreau să vă spun, cu tot dragul și cu toată puterea mea, tata, ne așteaptă acasă ne așteaptă aproape. Tata ne dorește cu gelozie pentru sine. Și doi, tata știe să ne primească. A știut să-și primească fiul cel mic într-un mod fascinant și a știut cum să se raporteze la fiul cel mare prin de dragoste. Așteptați-vă de la Domnul la lucruri bune. Viața noastră se bazează pe caracterul lui, iar Domnul este bun. Slăvit să fie în numele lui. Unde suntem? Unde suntem? Doamne, vrem să spunem noi toți cei care suntem în Biserica Betania, acum la ora 8 fix, că vrem să fim aproape de tine. Amin? Dacă da, haideți să ne ridicăm în picioare și să o spunem și în rugăciune Domnului. Ne facem o scurtă analiză și stăm de vorbă cu El și spunem, Doamne, tu ne știi puterea, tu ne știi abilitățile, tu ne știi locul în care ne aflăm. Dar am vrea ca săptămâna asta să trăim mai aproape de Tine. O, Doamne, ajută-ne! Cu toții ne rugăm!